Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre unitatea în rugăciune. Atunci când ne rugăm împreună cu ceilalți frați în Hristos, având un duh de unitate, slava lui Dumnezeu strălucește în biserică. Acum, chiar dacă mă rog de mult timp pentru o trezire spirituală, știu sigur că trezirea nu poate avea loc fără ca oamenii lui Dumnezeu să se unească în rugăciune. Același lucru extraordinar l-a spus și Domnul Iisus în Matei, capitolul 6 și în capitolul 11 din Luca, atunci când și-a învățat ucenicii cum să se roage. Dar mult mai interesant mi se pare cum s-a rugat însuși Mântuitorul nostru. Și cea mai bună lecție despre rugăciune o găsim în Ioan, capitolul 17. Când citim această rugăciune a Domnului Iisus, vedem cel puțin două motive importante pentru care s-a rugat. În primul rând s-a rugat ca noi să fim una. S-a rugat asta pentru ucenicii săi, dar s-a mai rugat și pentru aceia care vor crede prin predicarea lor să fie una. Adică pentru tine și pentru mine. Mântuitorul s-a rugat din toată inima ca noi, frații săi, să fim una în gând și în faptă. În al doilea rând, Domnul Iisus s-a rugat pentru gloria Tatălui. El s-a rugat ca Dumnezeu Tatăl să fie glorificat. Și aceasta era povara Mântuitorului nostru. De aceea cred că unitatea creștinilor și slava Tatălui merg mână în mână. Și vedem acest adevăr nu numai în rugăciunile Domnului Iisus, ci pe paginile întregii scripturi. Când copiii lui Dumnezeu încep să se roage având aceeași inimă și simțire, Dumnezeu începe să lucreze cu putere. Și până la urmă nu s-a întâmplat asta în Cartea Fapte? S-au strâns la rugăciune într-un duh de unitate și au strigat către Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt a început să lucreze și a adus o mare trezire spirituală. Dar lucrul acesta s-a întâmplat nu numai pe paginile Sfintelor Scripturi, ci pe parcursul întregii istorii a bisericii. Ori de câte ori oamenii lui Dumnezeu s-au unit în rugăciune, având aceeași inimă, același gând și același duh, Dumnezeu a lucrat. Știu lucrul acesta din propria experiență. De exemplu, atunci când m-am întors la Dumnezeu, am început să mă întâlnesc dimineața de vreme cu prietenii mei la rugăciune. După ce ne-am rugat, l-am văzut pe Dumnezeu la lucru și Dumnezeu a adus o trezire în orașul nostru. Când oamenii lui Dumnezeu se roagă, El lucrează și slava sa este revărsată peste oameni. Așa cum am mai spus, există o legătură foarte puternică între Duhul Unității în rugăciune și revărsarea slavei lui Dumnezeu. Așadar, haideți să ne rugăm pentru slava lui Dumnezeu. Inima mea tânjește să-L vadă pe Dumnezeu aducând o trezire în care slava Lui să fie revărsată printr-o lucrare măreață. N-ai vrea să te rogi împreună cu mine pentru o trezire spirituală? Dacă vrei și tu lucrul acesta, poți să te strângi împreună cu doi sau trei frați la rugăciune. Și apropo, cu cât vor fi mai mulți frați în acest duh al unității, cu atât mai mult Dumnezeu va lucra. Dar poate te gândești chiar acum: Semi, dar frații mei gândesc diferit de mine. Așa este, toți suntem diferiți, dar credem aceeași veste bună cu privire la viața, moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Dacă te vei uni cu frații tăi sub aceeași cruce și același steag al lui Hristos, îți spun sigur că Dumnezeu va lucra într-un mod uimitor, va trimite o trezire și tu îi vei vedea slava.